Am menționat săptămâna trecută ceva de un videoclip puțin mai special pe care urma să-l filmez, așa că azi vreau să vă vorbesc despre un maraton de lectură la care vreau să particip și care se desfășoară pe tot parcursul lunii decembrie. Un maraton ce are ca scop citirea mai multor clasici, de unde și numele de Classics-a-thon. Asta e de fapt un maraton pe care l-a creat unul din booktuberii mei preferați, și anume Lucy the Reader, și evident aveți linkul la videoclipul original în descriere. Eu una m-am gândit că poate ar vrea și alți booktuberi români să participe la maratonul ăsta de lectură. Mie cu siguranță mi-ar plăcea să văd videoclipuri de genul ăsta în comunitatea Booktube România. Sau și dacă nu sunteți booktuber, poate pur și simplu vreți să citiți mai mulți clasici în luna decembrie, poate vreți să vorbim despre ce clasici am mai citit unii și alții în luna asta. Așa că am vrut neapărat să aduc Classics-a-thon-ul și în România. Mai vreau să mai zic că ăsta nu e un tip iar definitiv pentru luna decembrie, adică eu sper din tot sufletul să citesc și alte cărți decât cele pe care o să vi-l arăt azi, dar în mare cam astea sunt titlurile pe care mi le propun pentru Classics-a-thon-ul ăsta de Crăciun. Așa că hai să vă spun care sunt cele 5 provocări pe care le avem de făcut în luna decembrie. În primul rând, citește cel puțin un clasic în toată luna decembrie, pentru că primul pas pe care trebuie să-l faci dacă vrei să citești mai mulți clasici e să citești mai mulți clasici. Și aici mi-am ales Jane Eyre de Charlotte Bronte și cred că e ceva timp de când mă feresc să aflu ce se întâmplă în cartea asta, pentru că abia începând cu Jane Eyre voi fi citit ceva de surorile Bronte, așa că na, trebuie să fie un moment special. Și aici, practic, fiecare are libertatea să-și aleagă orice tip de clasic ar dori să citească, ca perioadă de timp de la, să zicem, literatura grecei antice până la a doua jumătate a secolului 20. Iar în ceea ce privește noțiunea de clasic, există o anumită libertate, adică fie că ați citit Metamorfozele lui Ovidiu sau Shakespeare sau Eminescu sau surorile Bronte, ideea e să citiți măcar un clasic. Apoi a doua provocare zice așa, citește un clasic care ți-amintește de Crăciun sau care vorbește despre Crăciun. Și aici, evident, eu am ales Christmas Carol de Charles Dickens. Cred că toată lumea alege cartea asta când vine vorba de Crăciun. Dar dacă vă uitați la videoclipul lui Lucy, o să vedeți că are acolo mai multe recomandări de asemenea cărți. De exemplu, știu că vorbește despre Cronicile din Narnia de C.S. Lewis, publicate prin anii 50, de care eu chiar uitasem și mi-am amintit cu ocazia asta. Mai menționează Spărgătorul de nuci de E.T. Hoffmann, pe care sigur am citit-o, sigur ați citit-o și voi, poate nu vă amintiți pentru că e o povestire pentru copii. Și de asemenea Viața și aventurile lui Moș Crăciun de Frank Baum, care de altfel a scris și Vrăjitorul din Oz. Ceea ce ne aduce la cea de a treia provocare și anume, citește un clasic pentru copii. Și pentru asta eu o să citesc Pânza lui Charlotte de Edwin Brooks White, publicată tot prin anii 50, o carte pe care știu că am în bibliotecă de când aveam 8 ani, însă nu știu cum, n-am citit-o niciodată, așa că mă bucur că am în sfârșit ocazia să o fac. Știu că există și un film la cartea asta care pare că e foarte simpatic. Ea e de fapt despre un păianjen care se împrietenește cu un porc pe care îl salvează practic de la tăiere. Și mi s-a părut așa drăguță descrierea cărții, vreau să vă citesc și vouă. Wilbur este purcelușul, ok? Pe Wilbur îl iubește toată lumea. Și Fern, fetița care i-a dat lăptic cu biberonul, salvându-l de la moarte, și gâștele și oițele din ogradă. Până și șobolanul Templeton. Viața pe care o duce în cotețul lui ar fi minunată dacă stăpânii n-ar plănui să-l taie de Crăciun. Dar pentru că e vorba de literatură pentru copii și sigur o să citesc destul de repede Pânza lui Charlotte, m-am gândit să mai aleg o carte pentru provocarea asta, și anume Grădina secretă de Frances Hodgson Burnett. Și pentru asta o să vă citesc descrierea. Mary Lennox își pierde ambii părinți în India și este trimisă să stea cu unchiul său în Anglia. Lordul Craven este o persoană neprietenoasă, doar bogată. Viața micuței Mary este tristă, îngreunată și de prezența doamnei Medlock, guvernanta cea severă. Își găsește niște prieteni de nădejde în Martha, tânăra servitoare care o îndrăgește, Deacon, fratele ei, care poate vorbi cu animalele și face să rodească orice bucățică de pământ, și Colin, băiatul care a renunțat la dorința de a trăi. Mary are tot felul de aventuri și descoperă o grădină secretă ce a fost încuiată de la moartea mătușii sale cu mulți ani în urmă. Grădina secretă este o poveste minunată despre prietenie, determinare și perseverență. Chiar dacă e literatură pentru copii, mie mi s-a părut foarte interesantă descrierea, așa că neapărat vreau să încerc dacă tot am ocazia prin provocarea asta. Apoi, următoarea provocare din Classics-a-thon zice, citește o carte care a fost tradusă în limba ta nativă. Și pentru asta iar mi-am ales două cărți. Una este un volum de poezii de Fernando Pessoa, Vecin cu viața,
Și pentru asta am avut norocul că mi-a recomandat cineva într-un comentariu la videoclipul meu anterior să-l citesc pe PSOA, altfel poate că nu m-aș fi gândit. Așa că am luat volumul ăsta de poezii de la bibliotecă. Practic conține poezii din 1911 până în 1935 și sunt foarte curioasă să văd cum o să-l percep eu pe Fernando PSOA. Iar apoi m-am gândit că dacă tot mi-am ales un volum de poezii pentru provocarea asta, poate o să mai reușesc să citesc și altceva pe lângă. Sper să nu fiu prea ambițioasă cu maratonul ăsta de lectură, dar eu voi încerca să citesc Principele de Niccolo Machiavelli. Încă nu m-am hotărât dacă o să-l citesc în engleză sau în română. Provocarea nu specifică limba în care trebuie să citești cartea pe care ți-ai ales-o, însă cred că ideea e să te familiarizezi cu literaturi pe care le cunoști mai puțin, adică să citești o traducere dintr-o limbă cu care poate ești mai puțin familiar. Și aici nu cred că are importanță neapărat limba în care alegi să citești cartea. Aici puteți să cercați literatura rusă, literatura franceză, literatura italiană. Chiar am avut ce să aleg pentru provocarea asta și m-aș fi băgat pe literatura rusă dacă nu mi-aș fi ales deja un număr de cărți și m-am gândit că o să mai fac eu un Classicsathon cândva în viitor, așa că avem timp și pentru asta. Iar pentru că cea de-a patra provocare presupune apropierea de o literatură cu care ești mai puțin familiar, eu am mai introdus o a cincea provocare pe lângă cele patru propuse de Lucy în videoclipul original, iar provocarea am formulat-o cam așa. Citește o operă a unui autor român consacrat, scrisă înainte de 1970. Am formulat-o așa pentru că dacă aș fi spus citește un clasic român, ar fi fost destul de ambigu, adică și așa când zici clasic e destul de ambigu, dar dacă zici clasic român, chiar că ai băgat o munceață. Sigur că e subiectivă și treaba cu autorul consacrat, dar mă gândesc că o să se înțeleagă ce vreau să zic, mai ales că am menționat și perioada până în care se poate merge cu alegerea clasicului. Și pentru ultima provocare eu am ales Lacrimi și Sfinți de Emil Cioran, despre care am citit atâtea și în Itinerarele unei vieți. De atunci am zis că nu o să mai citesc nimic de Cioran până nu pun mâna pe cartea asta. Și cred că o să fie interesant, pentru că eu am mixed feelings în ceea ce privește pe Cioran, așa că nu știu cum o să iasă, dar abia aștept să o citesc. Apropo, a fost publicat în 1937, așa că se încadrează. Și aici mi-ar fi plăcut și să citesc un roman, de exemplu Pădurea Spânzuraților sau Cartea Nunții sau Nuntă în Cer, dar nu știu cât îmi va permite timpul să fac asta, așa că rămâne pentru următorul Classicsathon. Cam astea ar fi cele 5 provocări pe care le presupune Classicsathon-ul de Crăciun de anul ăsta. Să-mi scrieți dacă vă hotărâți să participați și voi în maratonul ăsta de lectură și ce clasici mai citiți. Și altfel ne vedem data viitoare, cel mai probabil cu un wrap-up al lunii noiembrie.